Răzvan. Păi, dar nu poți să îl contrazici pe președintele României chiar tot timpul. Da, atunci nu era președintele României, că nu devenise, nu revoluționase statul în vremea respectivă. După ce a spus lucruri adevărate. Dar am ajuns peste 10, președintele României. Cred că mai mult de 10 ani sunt de atunci, bănuiesc, nu? Cred că sunt vreo 15. Da, era în era în care domnul Iordache se axa mai mult pe agricultură și mai puțin pe justiție. Părea mai degrabă de la agricultură, domnul Părea Iordache. Mai degrabă agricol. Era ceva, parcă îi se potriva mai bine. Era sau mai rural. Da. Era suficient de rural pentru a fi credibil în zona agricolă. Hai să mergem în zona Vrancea, unde a fost un cutremur astăzi. Zonă viticolă. Viticolă. Și poate asta explică multe. Și abia asta explică multe. Nu, a fost o nebunie întreagă. De ce spun că a fost un cutremur? Pentru că aveai senzația că se deschide acolo, se dă drumul unui cum să zice, revoluționează ideea de bazin. Deci, practic, era... Bazinul, avem bazinul electoral și acum avem bazinul de not care s-a deschis sau inaugurat în Vrancea. Dom'le, dar aveai impresia că e ceva mai mare, ceva major, ceva ce nu ni s-a mai întâmplat niciodată. S-au adunat acolo domnii Dragnea, domnii Mariano Crișan. Acești domni s-au adunat acolo să deschidă un bazin. Dom'le, fiind bazin, s-au dus să facă baie de mulțime. A fost și o baie de mulțime. Au făcut o baie de mulțime. Hai să-l ascultăm pe domnul Dragnea la fața locului. Mai trebuie să se realizeze un obiectiv aici, doamna director, și anume cel puțin unul din cele două stadioane să fie modernizat. Dragi prieteni, în primul rând vă mulțumesc că sunteți atât de mulți prezenți astăzi la o manifestare pe care eu am considerat-o tot timpul de vis. Da, senzația pe care o aveam urmărind aceste imagini emoționante de astăzi din Vrancea. Dom'le, aveam senzația că sunt niște oameni de afaceri care au deschis niște lucruri, niște business-uri acolo. Corect. Care au făcut pentru oameni niște lucruri. Mm. Bă, nene, nu sunt cu banii noștri făcute astea? Adică ba da, ei sunt niște oameni de afaceri care au deschis un business acolo. Și business-ul lor se numește Consiliul Județean și respectiv Partidul Social Democrat. Și au făcut un joint venture între Partidul Social, adică o asociere în participațiune între Partidul Social Democrat și Consiliul Județean Vrancea. Acolo nu putem vorbi de instituții publice. Păi nu putem vorbi. E privat, aparține Partidului Social Democrat. Au deschis un bazin, mă, și uite de... Pe al treilea din România, după cel de la Complexul Sportiv Steaua și de la Miercurea Ciuc. Eu am un complex în general, adică nu numai sportiv, am un complex în general în momentul în care vine domnul Dragnea și zice așa: bazinul va schimba profund viața orașului. Bă, îți dai seama ce oraș e ăla unde se deschide un bazin și se schimbă profund viața lui? Îți dai seama ce sărăcie totuși de oraș ar putea să fie în România, un oraș în care apariția unui bazin schimbă profund viața orașului? Bazin mai mare. Eu nu contest faptul că bazinul este unul de amploare. Dar ce ai fi vrut să spună, Radu? Am deschis acest bazin, n-aveam banii ăștia cum să-i direcționăm în altă zonă, a trebuit să facem proiectul de infrastructură. Mariano Crișan vă tot spune că aveți nevoie de o autostradă. Momentan aveți un bazin olimpic, puteți înnota. Sigur că, pe de altă parte, puteți înnota și pe șosele, nu? Pe șoseaua de centură, de știm noi că se poate înnota fără probleme. De ce nu s-a tăiat pamblica? Pamblica. De ce nu s-a tăiat, domnule, pamblica și la șoseaua de centură? Ce limbaj academic ai, universitar, aș spune. Aș putea deveni ministru. Ai studiat în Suceava? Aș putea fi și ministru. De ce nu s-a tăiat pamblica? Și pe șoseaua de centură, ieri unde era inundația aceea, mi se părea un bazin mult mai mare decât cel pe care îl vedem. Da, a fost primul bazin al țării. Da. Abia asta. Uite, iată. Iată imagini cu bazinul de ieri, unde nu s-a tăiat nicio panglică. Ba da, s-a tăiat o panglică în septembrie, la inaugurarea renovării șoselei de centură. Sigur că da, dar abia acum au umplut-o. A stat goală până acum. Da, în fine. Impresia era astăzi și mă uitam, erau niște imagini festive, bă, părea momentul de glorie al lui Mariano Crișan. Deci omul ăsta a domnit acolo vreo 20 de ani și acum era momentul de glorie al acestui om. I-a urmărit declarațiile? Da. Au fost senzaționale, trebuie să citim. Singurul partid care a făcut ceva concret pentru oameni și pentru viața oamenilor din județul Vrancea este Partidul Social Democrat. Atunci când a fost de fiecare dată la guvernare. Nu că Partidul Social Democrat ar fi lăsat Vrancea și pe mâna altor oameni ca să vadă electoratul ce pot face alte partide. Colegii noștri de la dreapta și chiarului politic, de câte ori au fost la putere în România, nu au ridicat un pai. De numele lor și de activitatea lor nu poate fi legat nici măcar mutatul unei cărămizi pe raza județului Vrancea. Greșit, pentru că noi ne amintim multe săl de sport și terenuri de fotbal construite în timpul mandatului doamnei Udrea. Deci aici chiar este o maliciozitate pe care nu o înțeleg la domnul Crișan. Un pasionat al sportului, de altfel. Chiar nu înțeleg cum de a
ratate aceste evenimente. Important este că Marian Oprișan are acest succes cu care ne-a ținut în priză toată ziua. Dom'le, apărea într-una, domnul Oprișan, festiv, acolo, trăim pari. În fine, și între timp, în paralel cu această știre, se desfășura un alt eveniment în Bârlad, la un spital din Bârlad, accident vascular. Deci un cetățean care a avut un accident vascular, haideți să vedeți cum a fost tratat într-un spital din Bârlad. Uitați cum stau pacienții la Bârlad, la spital, de 3 ore pe targă, fără să-i facă nimic. Eu am de vorbit cu dumnealui. Nu, doamnă, vorbiți în afara spitalului noi. Dar de ce să vorbesc în afara spitalului? Este instituție publică, domnul paznic. Domnul, veniți în coace, nu vă luați după el. Da, vă rog să dați telefon la poliție. Vă rog să dați telefon. Ia, spuneți-mi acum, spuneți-mi, zice, m-ați chemat. Hai de venit aici, că-i la urgență. Nu-i acordă niciunul. Eu mă confuzează dimineața să trăiesc pe targă, nu-l duce la secție, nu-i face un interfuz, nu-i face nimic. Domnul Nersi, nu puteți să stau, dau telefon la poliție. Nu aveți voi. Dar și ei, și beneficiar, și funcția. Un cetățean care era într-o situație destul de dramatică din punct de vedere medical, avusese un accident vascular, era tratat de maniera pe care am văzut-o în acele imagini, în timp ce domnul Dragnea și domnul Oprișan inaugurau un bazin de not, și între timp vedem o lege interesantă pe care am mai discutat-o și ieri, dar azi capătă o altă proporție în legătură cu cetățenii din închisori. Ieri discutam despre faptul că li se vor da, sau se discută să li se dea pentru 5 ani de închisoare aproape vreo 10.000 de euro despăgubire așa de la sine, pentru că ceduna celul lucru acesta propriu zis. Și astăzi constatăm următoarea știre care chiar mi se pare ceva de stăminte în loc. Facilități pentru persoanele eliberate din penitenciare vor putea beneficia de haine, masă caldă, cazare, în centre de transport gratuit, potrivit unei inițiative legislative depusă în Senat și semnată de parlamentari și de la PSD și de la PNL. Deci USL cum ar veni? Hai să reunim din nou. Când vine vorba de pușcării, USL trăiește. Da. Hai să vorbim cu domnul deputat Manole. Înțeleg că există deja o linie telefonică în acest sens. Bună seara, domnule deputat. Înțeleg că sunteți printre cei care au votat sau care ați semnat această inițiativă. Ce v-ați gândit? Adică ce ați avut în minte în momentul când vi s-a părut o idee bună? Dacă îmi dați voie, aș nuanța un pic cele spuse mai devreme și aș zice așa, că inițiativa într-adevăr dorește să ofere niște sprijin pentru foști deținuți, adică pentru cei care se eliberează, dar nu pentru toți, ci doar pentru cei care se află într-o situație materială foarte proastă, în grupuri dezavantajate. Adică, asta e prima clarificare de făcut. Dacă iese un milionar din închisoare, inițiativa asta legislativă nu își propune să-i ofere nimic. Păi deci se face o evaluare a veniturilor fostului deținut? Există un ofițer de probațiune așa, care se ocupă să evalueze pe deținuți. De compasiune, așa se numește? Nu, de probațiune. Am înțeles că este de compasiune, de-aia m-am gândit că poate se și leagă. Acum, și le evaluează sursele de venit, mediul din care provin? Dați-mi voie să vă mai spun încă un lucru. Spuneți-ne. Când spuneți că se oferă cazare, aveți dreptate, dar e bine să informăm oamenii și ce înseamnă asta, că noi nu ne propunem să-i cazăm la hoteluri de 5 stele sau știu eu ce, ci în centrele în care primăriile astăzi cazează persoane fără adăpost. Adică noi nu ne dorim să oferim vreo condiție spectaculoasă pentru oamenii ăștia, ci niște standarde minimale pentru aceia dintre ei care se află în riscul de a face ceea ce ne spune autoritatea care gestionează penitenciarele. Și anume, ne spune autoritatea asta că primele două luni după ieșirea din închisoare, da, pentru cei mai săraci dintre deținuți, sunt lunile în care, din motive de sărăcie, ei sunt cei mai predispuși să facă tot felul de infracțiuni de genul ăsta mărunte, să fure, să lucruri care deranjează cetățenii, care sunt ilegale, evident, dar care sunt determinate de starea asta de sărăcie. Și beneficiile acestea, am înțeles, pregnant, că durează 3 luni.
Exact, această intervenție durează tocmai 3 luni, tocmai pentru a acoperi perioada. După cele 3 luni, ce se întâmplă cu deținutul respectiv? Ajutorul ăsta de 3 luni este un ajutor care se presupune că, sau care oferă condițiile ca respectivul deținut să aibă timpul și răgazul să-și găsească un loc de muncă și să încerce să se reintegreze în societate. Se condiționează puțin acest sprijin pe care îl oferă statul de obligativitatea de a-și căuta un loc de muncă? Păi ofițerul de probațiune oricum se ocupă de chestiunile astea. Noi păi nu se prea ocupă, pentru că știm de la Autoritatea pentru Penitenciare că în primele 2 luni se întorc la pușcărie, deci ofițerul de probațiune nu prea se ocupă în momentul de față. Ba nu, el se ocupă, dar are instrumente mai puține. Domnul Manole, încercăm să oferim niște instrumente plus, dar oricum când am zis că se întorc după primele 2 luni, nu mă refeream la toți. Nu la toți, normal. Toți foștii deținuți devin recidiviști, aceia dintre ei care devin. Domnul deputat Florin Manole, eu remarc așa o chestiune și o preocupare generală în legătură cu oamenii din închisori, care până la urmă nu e cel mai rău lucru care se poate. În general, preocuparea față de un cetățean, fie el și din închisoare, e bună. Dar am văzut niște imagini un pic mai devreme cu felul în care este tratat un pacient aflat într-o situație dramatică, medical vorbind, într-un spital din Bârlad, de exemplu. Dar putem să dăm, am tot dat imagini și bănuiesc că ați văzut și dumneavoastră tot felul de imagini cum sunt tratați pacienții din spital. Nu vi se pare totuși că este disproporționată atenția pentru oamenii din închisori în relație cu oamenii din spitale? Adică oamenii din spitale săraci au ajuns acolo fără să fi făcut ceva. Poate că dacă ar fi făcut ceva, ar fi fost atenți și în legătură. Dacă ar fi încălcat legea în vreun fel, poate că ar fi fost atenți și la oamenii aceia. Nu? Sau bănuiesc că asta e diferența între cele două categorii sociale. Eu nu fac de obicei diferențe între categorii sociale. Păi vă că faceți, pentru că preocuparea e în legătură cu o singură categorie, cea care este în închisori. Cu cea din spitale, de exemplu, vă că nu aveți aceeași preocupare. Nu prea vă știri în legătură cu această situație în care se poate afla un cetățean. Dați-mi voie, este prima și singura mea inițiativă legată de... De fapt, nici nu e a mea, sunt unul dintre co-semnatari, adică nu vreau să mi-o asum. Da, cu cine e inițiatorul? Este a colegii Ioana Florea. Ioana Florea, da. Dar ce vreau să spun este că nu e ca și cum aș fi făcut 10 inițiative despre subiectul ăsta și nicio inițiativă despre niciun alt subiect. Pe de altă parte, nu cred că este foarte corect să punem categorii sociale în contradicție. Pentru că nu, dar păi, aveți dreptate că e nevoie... Eu nu vreau să le pun în contradicție, domnul Manole, dar eu văd că timpul alocat oamenilor din penitenciare este disproporționat mai mare față de timpul alocat oamenilor din spitale. Vă contrazic doar sub un aspect. Timpul sau preocuparea pentru oamenii din închisori care intră în închisori sau ies de acolo după ce au ispășit pedepse, dar care au un caracter social mai puternic, adică niște oameni care au făcut lucruri de sărăcie, de exemplu, pinși de sărăcie. Nu-i tot una ca și cum ne-am preocupat de cineva care a intrat pentru corupție, că a furat zeci de milioane de euro. Păi să lămurim un pic. Se discută mult. Contează infracțiunea pe care a comis-o respectivul? Nu, vă spuneam doar că există o preocupare mare. Știți care e suspiciunea noastră? Noi pornim de la prezumția de bună credință în cazul dumneavoastră. Știm că ați mai avut genul ăsta de inițiative pentru categorii sociale defavorizate și înainte de a fi parlamentar. Dar noi bănuim că vă folosește PSD-ul. În sensul următor. În sensul în care PSD-ul are o preocupare pentru pușcăria și de partid și ca să distragă atenția de la faptul că îi preocupă atât de mult soarta colegilor de partid care intră la pușcărie, aruncă în spațiu public și inițiative care vizează pe pușcăria și de drept comun, nemembrii de partid. Și în timp ce dumneavoastră veniți cu o astfel de inițiativă sau susțineți o astfel de inițiativă a doamnei Ioana Florea, le dați de fapt un argument colegilor pasionați de pușcăria și PSD sau PNL sau cine știe ce partid să spună: nu, domne, nu vizăm corupție, iată, e vorba și de pușcăria și săraci. Nu credeți că e de fapt un scenariu ceva mai mare? Sincer vă spun că nu cred. Dar așa cum a spus și dumneavoastră mai devreme, ăsta oricum este genul meu de preocupări pentru zona de grupuri dezavantajate dinainte și va fi în continuare. Da, da, al domnului Nicolicea nu e. Nu e genul domnului Nicolicea. Parlamentari preocupați de sărăcie și de grupuri vulnerabile. Nu e un exces. Suntem destul de puțini, din păcate. Da, tocmai de asta spun că m-am uitat cine mai e pe lista inițiatorilor și de regulă sunt membri ai Comisiei Juridice care au fost preocupați de legi vizând corupția și alte chestiuni de gen. De asta vă spun, nu știam așa puternic legat de soarta celor săraci pe domnul Eugen Nicolicea, de exemplu. Cred că poate domnul Nicolicea a fost mai curând solidar pe criteriul de
apartenență la aceeași comisie parlamentară, pentru că doamna Florea a fost membra comisiei juridice, dacă nu mă înșel, până acum vreo lună. Da, bine, da, da. Da. Am înțeles, vă mulțumim pentru explicație. Urmărim în continuare. Eu, spus eu și sunt, punctul nostru de vedere? Da, eu fac doar un inventar al inițiativelor legislative, constatând această disproporție greu explicabilă. Dom'le, preocuparea pentru oamenii din închisori e legitimă până la un anumit moment, când ea devine obsesivă. Și știi care e problema? Că dacă ne preocupă atât de mult reparațiile morale, aș vrea să vă și eu puțin interes față de foștii deținuți politici. Că sunt foarte puțini, mai trăiesc foarte puțini, au făcut pușcărie pentru o cauză nobilă, dar nu văd în comisia juridică preocupare și pentru acești oameni care, culmea, dacă poți să-ți imaginezi așa ceva, Radu, nefiind nici măcar membri în Uniunea Europeană la acea dată, făceau detenție în niște condiții greu de imaginat. Adică și-ar fi dorit să facă pușcărie la Rahova sau la Jilava. N-a pucat-o așa ceva. Da. E, pentru oamenii aia care sunt și puțini și eroi și sunt și pe moarte, nu există preocupare. De asta mi-e greu să mai pornesc de la prezumția de bună credință. Dimpotrivă, abia dacă există preocupare pentru cei care le făceau viața un dezastru în închisori și din când în când mai vedem câte un ăsta, câte un cetățean ăsta, un torționar, scos la lumină din nimic așa, din când în când. În rest, să știți că se plimbă printre noi pe stradă, nu există nicio problemă. Haideți mai vorbim despre niște preocupări, de exemplu, Casa Regală a României. Ce-a mai rămas din Casa Regală? Hai să folosim altă formulare. Haideți să spunem moștenitorii regelui Mihai. Da. Moștenitoarele regelui Mihai, cred că e cea mai corectă formulă. Și niște, au și cei care au rămas în urma regelui Mihai niște preocupări. De exemplu, una dintre preocupări este reîntregirea averii. Există această preocupare legitimă pe care aș vrea să-i dau citire. Fiicele fostului suveran au deschis primul proces în România. Așa, despre legătură cu recuperarea pădurilor... E mai mult decât atât. Da. Pădurile le-au recuperat deja. Da. Deci are peste 140.000 de hectare de pădure în momentul de față Casa Regală. Doar că din aceste hectare nu toate pot fi exploatate, Radu. 1225, cele de la Săvârșin, dacă nu mă înșel, sunt arii protejate. E, și care e problema? Acum moștenitorii Casei Regale și-au dat seama că au niște hectare de pădure, multe la Săvârșin, și că nu le pot exploata, pentru că sunt zone protejate. Și ce au făcut? Au acționat în instanță statul român, Ministerul Mediului mai exact, și solicită 1.000.000 de lei. Dom'le, eu am pământul ăsta, cu copaci, e zonă protejată, treaba dumitale, dar eu ce bani fac din povestea asta? Aș vrea să fac cam 1.000.000 de lei. E interesant de spus, au mai fost oferite niște compensații bănești de-a lungul timpului, pentru 2007-2008, 2009, au primit vreo 2.000.000 de lei. Problema e că acum Ministerul Mediului spune în felul următor. Sta să dea aviz Uniunii Europeană. Dar nu prea mai e răbdare acolo la moștenitorii regelui Mihai, pentru că înțeleg că și cu casa sunt niște probleme și cu multe înțelegeri care avuseseră loc când regele încă trăia. Și de asta cred eu că acum lucrurile s-au cam agravat și nu mai se lucrează cu diplomație, Radu. Da, găsesc din nou aceeași preocupare disproporționată pentru lucrurile astea mercantile. În loc să, adică la, cel puțin la custodele coroanei, cum o denumim noi festiv pe doamna Margareta, na? Custodele coroanei, așa, dom'le, există această preocupare mercantilă din care cu greu se iese. Aș pune sub aceeași egidă și situația în care se află principele Nicolae. Dom'le, preocuparea de a-l scoate pe băiatul ăsta din cadru, mie mi s-a părut la fel de greu explicabile ca și asta cu exploatarea pădurilor. Că am reușit să o explicăm dacă ne-am forțat puțin. Da? Păi nu știu, mă gândesc că la capitalul de popularitate pe care l-avea prințul Nicolae, ai fi vrut să-l scoți din cadru, nu? După 2-3 minute de publicitate vorbim despre preocupările domnului Kelemen Hunor, care dă un interviu interesant. Cel puțin interesant. Da, mai mult decât atât, Radu, pentru ziare.com. Nu e vorba de preocupările domnului Kelemen Hunor. E vorba de preocupările noastre care nu sunt pe placul domnului Kelemen Hunor, pentru că vedeți dumneavoastră, oameni buni, România Mare nu este legală, domne, este un act iredentist. Ne spune omul care a încercat să aducă Catalonia în Ardeal. După 2-3 minute de publicitate discutăm subiectul și ne întoarcem. Da, bună România, ne-am întors în direct, așa cum vorbeam înainte de publicitate. Kelemen Hunor dă un interviu pentru ziare.com în care face niște declarații asupritoare împotriva logicii. Și haideți să le luăm un pic pe rând. Una dintre ele este cea în care ne explică faptul că în acest moment ei nu sunt la guvernare, adică ei, în momentul de față... În ciuda aparențelor. În ciuda
aparențelor, în ciuda evidențelor, să zicem așa, Kelemen Cunor vine și ne explică acest lucru. Dom'le, noi nu avem nicio treabă cu guvernarea. Kelemen Cunor merge mai departe, spune că nu e nici în opoziție. Dar noi o să-l contrazicem pe parcurs. Până atunci hai să vedem exact ce a spus. Dar până atunci hai să semnalăm această abilitate a lui Kelemen Cunor. De a nu fi nicăieri. De a nu fi nicăieri. De a fi peste tot simultan. Și da, el cumva ia în mod legitim, ne ia pe toți cumva de proști, pentru că uitându-se, sigur, în mod legitim, acum e legitimă apărare în momentul când face chestia asta, uitându-se ce premier are această țară. Votat de UDMR. Votat și de UDMR, dar până la urmă și de majoritatea celor care au fost la vot românilor, că au votat PSD-ul, să se întâmple ce urmează. Așa? Mă, mi se pare totuși în legitimă apărare. Și eu i-aș lua de proști pe cetățenii care au... așa un premier. Nu știau că va veni nici domnul Grindeanu, nici domnul Tudose, nici doamna Dăncilă. Nu știa, nici, cred că nici Liviu Dragnea nu știa. Ce spune Kelemen Cunor? Da. Nu suntem la putere pentru că nu avem membri în executiv. Nu suntem nici în opoziție totală, dar nu am fost niciodată în acest sens, pentru că nu se pune problema ca noi să devenim vreodată alternativa la guvernare. Votul etnic are o limită de creștere. De aceea, noi nu suntem alături de PNL, PMP și USR în acest moment. Asta spune domnul Kelemen Cunor de la procentele sale, cât are vreo 6%. Păi domnul Kelemen Cunor, vă spun că nici Tăricianu nu are vreodată impresia că ar putea fi o alternativă la guvernare, că tot 6% grosomodo a reușit să culeagă și cu toate acestea își asumă că e la guvernare. Dumneavoastră spuneți că nu sunteți, domne, în guvernul României. Păi hai să vedem. De exemplu, secretarul de stat de la Ministerul Educației, secretar de stat în guvernul României, Ministerul Educației Naționale. Uitați-l. E în guvernul României? O fi guvernul României? Uitați-l, o doamnă. Că e doamna aceasta în guvernul României. Nu e nici expresia aia? Doamna ministru, secretar de stat. Da. Păi, poate nu știe domnul Kelemen Cunor. Dar pe secretarul de stat de la Departamentul de Relații Interetnice îl cunoaște domnul Kelemen Cunor? Că e coleg de partid de asemenea. Nu știu, poate a auzit de domnia asta că fiind secretar de stat folosim acel sintagmă. Adică nu folosim acel sintagmă. Da. Haideți să difuzăm așa cu totul, vă rog eu. Chiar dacă sunt... Nu e nicio problemă că se vede numărul de telefon mobil, e o informație publică. E o informație publică, da. E un site public. Haideți să vedem. Nu i-a lucrat strict cu informații publice, adică nici nu vă gândiți că au încercat să-și ascundă oamenii ăștia din cabinet. Păi, de ce i-ar ascunde? Stai, de ce nu e o rușine să fii la E greu să spui că nu ai oameni în executiv când ai secretar de stat Răzvan, și arăți. E foarte ușor când te numești Kelemen Cunor să spui lucrul acesta, pentru că nu ai o problemă în a-ți contrazice declarațiile de la una la altul. Adică zice ceva aici, în partea la altă zice invers, nu există această problemă și el beneficiază, din punctul meu de vedere, de autoritatea acestei chestiuni. Dom'le, văzând ce premier are această țară, sigur, ai impresia că oamenii aceștia pot fi prostiți foarte ușor. Pe de altă parte, cele două doamne pe care le-am prezentat nu sunt extrem de cunoscute. Poate domnul Kelemen Cunor nu știe că-s de la domnia sa din partid. Să-și mai verifice site-ul udmr.ro sau udmr.hu. Sunt câteva exemple pe care le dăm care să-l prezentăm pe domnul Laszlo Bărbeli. Dânsul sigur îl cunoaște, că îl cunoaște o țară întreagă. Este un coordonator de departament în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Ia pentru dezvoltare vedem. Durabilă. Astea sunt preocupările domnului Laszlo Bărbeli. E sau nu domnul Laszlo Bărbeli? E în executiv sau nu e în executiv? Pare... Că dânsul coordonează un departament. Ar fi așa, da, sigur. Ăștia sunt oameni care țin strict de Palatul Victoria. Vrea domnul Kelemen Cunor să merge mai departe? Merge mai departe. Uitați, pe site-ul Guvernului României aflăm că domnul Laszlo Bărbeli reprezintă România peste hotare. Păi, în ce calitate? De ce? De persoană fizică autorizată? Nu, domne. UDMR are oameni în guvern. Merge mai departe. Are director la APIA, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. Are un director acolo. Mă gândesc că un director la o agenție guvernamentală se cheamă că ai un om în subordinea guvernului, deci mă gândesc că USR-ul avea directori în agenții guvernamentale. M-ar mira să existe așa ceva. Nici PMP nu cred că are și m-ar mira să aibă și PNL-ul. Deși USR-ul are un procent mult mai mare decât al... sau ceva mai mare decât al... Da, sunt în opoziție. Asta sunt e în opoziție, bun. Dar vicepreședinte ANRE are UDMR-ul? Păi o să vă spun că are și vicepreședinte ANRE, tot cu rang de secretar de stat. Ia uitați-l, sunt doi vicepreședinți ANRE, unul de la UDMR. Și acum punem problema în felul următor. Tot agenție guvernamentală. Credeți că domnul Kelemen Cunor nu cunoaște ceea ce noi am prezentat acum? Eu zic că domnul Kelemen Cunor nu doar că el cunoaște lucrurile acestea, ba cred că el a și negociat cu PSD-ul aceste funcții. Că eu nu cred că PSD-ul, de exemplu, are preocupare. Bă, dar n-avem pe nimeni din UDMR în guvernul ăsta, nu se poate. Hai să-i băgăm pe oamenii ăștia. Eu nu cred că despre... Eu cred că
mai degrabă e vorba de o negociere care ne costă din ce în ce mai mult. O să vedem un pic mai încolo când ne costă această negociere pe care UDMR-ul o are în continuare cu reprezentanții că, statului. De exemplu, Partidul Național Liberal, despre care o să vorbim puțin mai târziu, și-a exclus doi membri. Da. Pe domnul senator Zanfir și pe Florin Alexe, fostul șef al tineretului PNL. Mă rog. Păi Florin Alexe era acuzat că are oameni în guvern și nu avea miniștri, să stăm liniștiți. Da. Dar ar fi avut niște oameni și pentru PNL a fost atât de jenantă situația, ei nepermițându-și să aibă oameni la guvern, că l-au exclus pom. Și nu-ți imagina că erau de rangul ăsta. E, UDMR având oameni ăștia la guvernare, în loc să-și asume, ce face? Odată lămurit această chestiune. Odată lămurit această chestiune, hai să trecem la cine interesează pe noi. Să trecem la cine interesează pe noi, ne întoarcem la acest interviu, care e o chestiune extrem de rară, pentru că oamenii aceștia din UDMR vorbesc foarte rar. Ei au această abilitate de a nu prea participa în spațiu public cu declarații, de a fi un pic mai în spate, așa, vin doar în momente cheie, vin cu declarații care menite cumva să strânească o negociere cu cei de la PSD. Și acum mi se pare că ei se află într-o oarecare negociere, pentru că în acest interviu, domne, pune un pic în șac PSD-ul Kelemen. Vorbește despre Republica Moldova și România. Dar mai ales vorbește despre Republica Moldova și intenția aceasta unionistă, să zicem, dar în ce cheie vorbește? Asta mi s-a părut halucinant. Într-o cheie tristă. Problema e în felul următor. Noi ne-am obișnuit să vorbească despre România Mare cu oarește nemulțumiri față de Trianon. Dar acum văd că s-au dus încolo spre răsărit și au o problemă și cu Republica Moldova. Domnii care conduc UDMR-ul, în sensul următor. Întrebare-răspuns. Întrebare. A fost adoptată în Parlament o declarație privind unificarea cu Republica Moldova. UDMR s-a abținut. De ce? Răspuns de la domnul Kelemen Hunor. Nu știu cum să-l prezint. Filozof sau medic veterinar? Că e ambele. Sentimental înțeleg hotărârea și discursurile din Parlament. Dar am discutat cu aliații noștri de la Washington și Bruxelles. Când am fost acceptați în NATO, n-am spus că vom aduce în interiorul alianței un conflict înghețat cu Rusia. Asta s-ar putea întâmpla dacă s-ar realiza ce doresc politicienii români în frunte cu Băsescu, Dragnea, Tăriceanu, Orban, Barna. Barna fiind de la USR. Avem garanția în aceste condiții că, dacă va fi un război, vor interveni alături de noi în baza articolului 5. Dacă există această înțelegere, trebuie să spui poporului. Dacă nu există înțelegerea, ești irresponsabil. Deci noi, dacă nu vorbim despre România Mare cu Washington și Bruxelles, suntem irresponsabili pentru că invocă articolul 5 domnul Kelemen Hunor. Asta e problema domnului Kelemen Hunor. Și ca să vedeți bezmeticea, deci pune într-un fel o problemă. Mai e o frază foarte importantă. Nu poți să arunci o țară într-o asemenea aventură. Unirea. Marea Unire. Cazul Germaniei a fost o altă situație, din alt film, un asemenea revizionism. Noi suntem revizioniști. E irresponsabil în 2018. Deci noi suntem irresponsabili că vorbim de România Mare, de ceea ce orice istoric din această țară consideră o reparație morală și o chestiune ce ține de demnitatea noastră ca ființă națională, că vorbim aceeași limbă cu oamenii aia. N-a fost niciodată stat suveran. El într-un fel, în momentul de față, pune și problema, poate, discreta Trianonului. Adică, domnule, dacă nu se respectă Trianonul și recuperăm acea provincie, poate ar trebui să nu se respecte nici în privința Transilvaniei. Ar părea așa a fi oarecare tentă pe care o dă. Da, domnule, dar există cărticica aia numită Gesta Hungarorum. Da. Punem mâna pe ea, o citim și ne bazăm pe Anonymous. Bine, asta în momentul în care noi sperăm că domnul Kelemen Hunor beneficiază de anumite intenții totuși pozitive. Dar ce interesant este că domnul Kelemen Hunor și de fiecare dată devine atent în momentul când cei de la UDMR invocă organisme europene, invocă Europa și relația cu Europa, cum am văzut. A trecut și oceanul, cum s-a dus până la Washington, a vorbit de NATO, a vorbit de Uniunea Europeană, de Bruxelles, de axele noastre strategice. Dom'le, am vorbit noi oare cu Washington și Bruxelles când ne-am propus să facem România Mare, dar noi avem altă întrebare. Nu știu dacă am vorbit, nu știu. Da. Dom'le, dar Kelemen Hunor, Uniunea Democrată a Maghiarilor de România, de altfel, ca să nu particularizăm discuția, o fi vorbit cu Washington sau cu Bruxelles când își propunea în 2014 să aducă Catalonia în Ardeal? Asta e declarația domnului Kelemen Hunor din 2014. Noi, maghiarii, am decis de 1000 de ani că vom face parte din Europa. E bine că s-a păstrat această decizie, nu au revenit asupra lor. Chiar dacă simțim că UE ne dezamăgește, nu este o dezamăgire reală. De o Europa puternică avem nevoie și noi, maghiarii din România, credem în Europa, avem principii comune care ne leagă. Europa este multilingvă și noi am luptat să putem folosi limba noastră maternă liber și să nu o considere nimeni ca pe o limbă care se folosește doar în biserică. Noi trebuie să ne apărăm interesele, trebuie să aducem Catalonia și Tirolul de Sud în Ardeal.
Da. Deci Catalonia, pentru cei care nu au fost în Catalonia, haideți să vedem cum s-a pus problema independenței Cataloniei anul trecut, prin octombrie. Câteva imagini. Păi crezi că asta... Urmăresc aceste imagini și mă întreb dacă au fost negociate cu Washington și Bruxelles, dacă NATO e de acord cu ce s-a întâmplat în Catalonia, când în 2014 domnul Kelemen-Hunor își propusese să aducă Catalonia în Ardeal. Acum, eu îți spun, fără să locuiesc în Ardeal, că parcă n-aș vrea Catalonia având în vedere cum s-a desfășurat un referendum. Deci e acolo, e un referendum, Radu. Hai să organizăm și noi câte un referendum pe aici, pe țară, cu mai mult sau mai puțin succes. Așa. Hai să-ți mai citesc ceva din acest interviu emoționant dat pentru ziare.com de domnul Kelemen-Hunor, interviu care ne-a făcut atenți, repet, pentru că el nu prea dă interviuri. Nu cred că Timmermans deține adevărul absolut, zice domnul Kelemen-Hunor, după ce ne-a invocat în contextul anterior, domnule, organismele europene. Nu cred că Timmermans deține adevărul absolut. România acceptă permanent să primească lecții care pentru unii sunt valabile, iar pentru alții nu. Deci după care contestă organismele europene domnul Kelemen-Hunor, noi încercăm să ținem pasul așa cu această țopăială a domnului Kelemen-Hunor în relație cu... Și acum, eu stau și mă întreb dacă nu care cumva deranjul acesta, cred că tot interviul ăsta a fost inscat de ceea ce s-a întâmplat în Parlament zilele trecute, alarte. Dar nu a răbufnit. Eu cred că toate președintele UDMR a spus, domnule, eu vreau să lămuresc și chestiunea cu Republica Moldova, deci, sub aspectul de politică externă. Eu cred că toată chestiunea aceasta a fost inscrată de ce s-a întâmplat în Parlament acum două zile și stăteam și mă gândeam așa ca un scurt calcul matematic. Deci, de ce avem această problemă noi cu UDMR-ul, care, sigur, într-o Uniune Europeană, așa cum o vedem acum construită, a avea un partid bazat pe criterii etnice, sigur, e un pic mai greu explicabil. Dar, dincolo de toată treaba asta... E și un pic interzis să ai partid bazat pe criterii etnice, motiv pentru care UDMR e o organizație culturală. Da. Nefiind partid politic. Luând totuși în discuție, sigur, îndepărtată această unire cu Basarabia, luând în discuție, nu care cumva în momentul în care s-ar produce această chestiune, greu de așteptat și de făcut, așa, nu care cumva procentele domnului Kelemen-Hunor, procente cu care el stă așa în coastele noastre, cu tot felul de declarații de-astea cu care ne-a obișnuit de vreo 10 ani, 20 de ani încoace, nu care cumva procentele acelea nu vor mai băga în Parlament, presupune că ar intra și Republica Moldova în discuție la lege. Nu care cumva acești votanți maghiari, care numărul lor este constant. Problema este că procentul va scădea în momentul când bazinul electoral se va mări. Nu care cumva domnul Kelemen-Hunor s-a apărat acum că într-un fel își va pierde toată relevanța publică cu care ne-a obosit de atâția ani? Nu, se teme că își va pierde locul de muncă. Și va pierde toată relevanța, în fine. Da, în fine. Adică te întorci, nici nu știu unde te întorci. Te întorci la filozofie sau te întorci la medicină veterinară? Pe când a operat ultima dată un cal ca să se întoarcă acum? Nu m-aș duce. Mă duce cu calul meu să mi-l opereze Kelemen-Hunor. Te-ai duce? Nu m-aș duce. E, așa că am văzut acest interviu. O filozofie mai merge, că n-au omorât pe nimeni. Da, cu medicina deschizi animalul, nu e, lasă așa. Sigur că și în filozofie, să știți, domnul Kelemen-Hunor, e foarte utilă logica și consecvența. Adică se practică, uneori. E ceva ce trebuie, nu, într-un fel. E foarte simplu. Mai mulți români, procentul mai mic la UDMR, procent mai mic la UDMR, ori să stea alături de ruteni, albanezi și polonezi, cu un singur mandat de parlamentar, ăla dat pentru că așa suntem noi, multiculturali. Și nu e, după ce faci guverne, ai oameni peste tot, păi are oameni în guvern și când e în opoziție și tu vrei să le reduci la un singur mandat. Și ne trezim brusc cu următoarea informație, care ea s-a iscat în urmă cu câteva zile, dar acum capătă relevanță și amploare. Grupurile parlamentare reunite ale UDMR au decis nominalizarea deputatului din județul Cluj, Xoma Botond, mă rog? Nu cred că nici Xoma ăla nu l-ai pronunțat corect, dar o să vorbim mai târziu cu cineva de meserie să ne citească așa cum trebuie. Vă rog să aveți îngăduință, așa? În funcție de cred că totuși între Secuiș și Buzăianu creează o anumite probleme de pronunție. Deci trebuie să mă înțelegeți și dumneavoastră pe mine. În funcție de secretarul de stat al Comisiei Comune Permanente a Camerei Deputaților și Senatului. Deci, îl înlocuiește pe domnul Mate Andraș Levente, cel care s-a retras în politică, nu știu ce s-a retras în politică, că era un avocat doar declarat incompatibil și alte chestiuni de acest gen. Dar ne explică Dan Tănase, jurnalist, mai multe chestiuni legate de această nouă numire în Comisia Specială de Control SRI. Bună seara, Dan Tănase. De ce reprezintă o vulnerabilitate, așa cum ai scris, și o problemă, faptul că un, până la urmă, un membru UDMR este înlocuit cu un
alt membru UDMR. Da, aș vrea doar să precizez, să fac o mică corectură, că domnul deputat UDMR Cioma Botond este numit secretar al acestei comisii în locul domnului Verește Attila, care a decedat între timp. Este ridicol, pentru că domnul Cioma Botond, domnul deputat Cioma Botond, s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o serie de afirmații care, prin care sprijină o serie întreagă de proiecte care aduc atingere suveranității statului. Spre exemplu, în urmă cu puțin timp, domnul deputat Botond a afirmat despre proiectul de autonomie teritorială pe criterii etice a șadisului Ținut Secuiesc, depus de colegul său Culcea Arteza Iosef, că nu afectează în niciun fel suveranitatea României și integritatea teritorială și că nu e un proiect antiromânesc. Deci este un adept al acestei chestiuni, a independenței Ținutului Secuiesc. Da, mai mult decât atât, în Cluj circulă informația că domnul Botond ar fi și cetățean ungar, ar avea și cetățenie ungară, deci și este deja de notorietate faptul că domnia sa împărtășește o relație foarte amicală,